La școala gimnazială 25 din zona Girocului, noua școală de sport și noul teren sunt finalizate, iar primăria a efectuat recepția lucrărilor. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 11 milioane de lei, din care peste 8 milioane de lei finanțare europeană, restul fiind acoperiți din bugetul local. Investim 20% din bugetul de dezvoltare al Timișoarei în educație. O parte din bani merg spre construcția a 84 de clase și mai multe săli de sport la unitățile de învățământ, atât la școli centrale cât și la cele de cartier. Obiectivul nostru este să oferim fiecărui copil condiții egale de studiu, indiferent de școala la care merge, transmite primarul Dominic Fritz. O parte din echipamentele sportive au sosit deja. Sala și terenul de sport vor fi dotate cu mingi de fotbal, basket, handbal, medicinale, porți de handbal, coșuri de basket, echipament pentru badminton și pentru tenis de masă. Dotările includ de asemenea o tabelă de marcaj interioară și una exterioară, aparate de fitness, spaliere de lemn, saltele, capre sărituri, calcumânere. Valoarea dotărilor sportive se ridică la peste 80.000 de lei. Procedura de achiziție pentru mobilierul necesar, inclusiv scaunele din tribune, în valoare de peste 60.000 de lei urmează să fie relansată. Elevii care învață la școala 25, dar și alți copii din Timișoara, vor beneficia de condiții optime pentru a face sport atât la interior cât și pe terenul exterior. Școala va fi inclusă în programul primăriei Timișoara, deschidem curtea școlii, prin care terenurile sau sălile de sport din unități de învățământ pot fi utilizate de elevi.